Pentru că nu toți cei care vor să practice agricultura ecologică știu cum ar putea să cultive pământul în mod corespunzător, un fermier din Iași a organizat primul curs acest gen. Cei care au participat au aflat cum pot obține legume bio, dar și cum se poate face o mică afacere de familie. Ieșenii care vor să se ocupe de agricultura ecologică au participat la primul curs de acest gen, unde au primit o serie de informații importante. Eu și câțiva colegi în domeniu ne-am gândit să pregătim. Da? Să pregătim oamenii să cunoască ce înseamnă agricultura ecologică, să poată, să poată face diferența dintre legume ecologice și legume clasice. Și, foarte important, am zis noi să venim pe teren, adică la noi la, la fermă și să vadă pe viu sau să vadă exact cum să facă acele lucruri naturale. Astăzi va fi un curs de inițiere în agricultura ecologică. Asta înseamnă că ei vor învăța da, definiția agriculturii ecologice, cum, ce fel de semințe vom folosi, dacă e sau nu, tehnicile, asolamentele. În această perioadă, legumele din solarii arată bine răsadurile de roșii sau ceapă, salata au reușit să crească. Informațiile de la specialiști au rolul lor ce nu trebuie neglijat. Eu sunt de la Asociația Română de Permacultură, sunt inginer horticol de formare, am specializat de 5 ani în încoace pe partea de permacultură și acum la prezentarea de față o să încercăm să pasăm câteva informații la participanți despre diferitele tehnici și strategii de uh, a îmbunătăți lucrurile în grădină și în gospodărie. O să mergem mai mult pe tehnici și strategii micuțe de captare de apă, de înmagazinare de apă, de irigare pasivă, de îmbunătățirea fertilității solului, uh, de protecția plantelor în, într-un sistem natural. E suficient un singur curs? Uh, nu, aici ai mai mult parte de informare decât de formare. Deci o să dăm câteva informații, dar rămâne la latitudinea uh, participanților să se documenteze mai departe, să studieze și chiar recomandăm să studieze cât mai uh, detaliat problema, adică pro propunerile permaculturii. La primul curs au participat peste 20 de persoane interesate de agricultura ecologică, pe care speră să o practice pe viitor.